un element foarte simplu, sunt Alexandru Stan, tenis la minut, tutoriale și sfaturi scurte, rapide și foarte eficiente pentru voi ca să vă ajute să jucați mai bine tenis de cup. Dacă lovești reverul cu o singură mână, iată o indicație foarte ajutătoare. Întotdeauna la început, nu fi frontal și nu te deschide prea repede, adică nu te orienta prea repede cu pieptul către țintră, către terenul advers, da? Vrei să fii lateral cât mai mult. Și chiar această întoarcere a umărului dominant, da, umărul cu care ții racheta, se duce foarte mult aici. Umărul meu aproape că este orientat, de fapt, este orientat în lateral, înspre stânga mea, da, înspre gardul din stânga. Deci mă întorc și aici aștept mingea și când lovești, te deschizi într-adevăr un pic, este o rotație a șoldului, se deschide și umărul pentru că pleacă spre minge și încerci să rămâi cu pieptul cât mai mult lateral și în timpul loviturii mingii și imediat după, pieptul eventual cel mult să ajungă orientat spre stâlpul din stânga, aproximativ. Concentrează de la această chestie și vei vedea că vei lovi backhand cu o singură mână mult mai bine. Sunt Alex Tenis la minut, nu uitați să vă abonați, lăsați un comentariu despre ce ați vrea să mai vedeți pe canal și chiar orice comentariu vă rog frumos dacă apreciați ceea ce fac, pentru că mă ajută să cresc un pic în algoritmul YouTube. Mersi frumos, baftă!